m-am alăturat lor cu toată speranța și cu toată dragostea. Îl voi invita acum să ia cuvântul pe un invitat special, un prieten al nostru, pe domnul Bobi Păunescu, cunoscut probabil de majoritatea dintre dumneavoastră, regizor, scenarist, producător de film, unul dintre fondatorii noului Van de film, fondator al postului de televiziune B1 TV și președinte al asociației Armis. Vă rugăm! Bună seara! Domnișoarelor, doamnelor și domnilor, mă aflu aici în calitate de cetățean al acestei țări, dar și de președinte al Asociației România Mândră de Stele. Sigur, mi-e greu să spun, vă felicit pentru evenimentul de astăzi, cel în care lansați o nouă formațiune politică. Urăsc cuvântul politic. Din păcate, tot ce s-a întâmplat în acești ultimi 30 de ani, distrugerea în mod conștient a acestei țări, a fost făcut de către mediul politic. Și atunci, sigur, fiecare a încercat să facă ce poate pentru țara lui și ce se pricepe și cum... Eu, să vă spun, am avut șansa să pot să învăț la o serie de universități în străinătate, să-mi cultiv cunoștințele, să am acces la cele mai bune surse de informare. M-am reușit să fac cu voia Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului împreună cu regizorul Cristi Puiu și Cristian Mângiu să lansăm ceea ce astăzi se numește chiar singura mișcare culturală la nivel universal lansată de către România în ultimii 30 de ani. Nu, de fapt, nu mai este val, este deja un val este până în 10 ani, deci ceea ce poate să treacă, ceea ce se poate în general în cinematografie. Este un curent deja care se învață la toate universitățile mari de film din lume, din Statele Unite, din Europa Occidentală, din Rusia, din China, din unde vreți dumneavoastră. Am câștigat sute de premii, după cum știți. Lucru care nu se mai făcea de mult. Atunci când am făcut primul film, și o să fiu foarte scurt cu această introducere, Moartea Domnului Lăzărescu, regia și scenariul lui Cristi Puiu, nu se făcuse film în România de 2 ani. În acel film a fost selecționat la Festivalul de la Cannes și după aia a urmat o serie întreagă de... Vreau să vă spun doar ca un exemplu interesant. Acest film a aplicat, înainte să mă implic în acest proiect ca producător, acest film a aplicat la finanțările pentru filme de autor. În România, din 10 puncte, a luat 5. Deci nu a trecut, nu a fost finanțat. În Europa, la arte și la Eurimage, din 10 puncte, a luat 6 și 5. Ulterior, a devenit cel mai premiat film de autor din lume. În 2006 a fost în primele 10 filme lansate în Statele Unite în clasamentele din New York Times, Los Angeles Times, Entertainment Weekly, din Franța și din multe țări, câștigând peste nu știu câte sute de premii. Deci, pe scurt, ce vreau să spun cu chestiunea asta este că nu întotdeauna dreptatea asta acolo și nedreptatea asta aici, sau invers. Ceea ce suntem obligați să facem este să încercăm să corectăm ceea ce nu funcționează. Asta e și motivul pentru care, ca președinte Armis, mă aflu aici. Cunosc pe cei care sunt inițiatorii acestui proiect și
am venit cu mare drag și îmi mulțumesc că m-a invitat să îmi iau cuvântul. Și pot să vă spun că ca și fondator, mă rog, proprietar, postul împreună cu partenerii mei, postul B1 TV, care ieri a fost, după cum am văzut, singurul post de televiziune care se afla în, cu un studio în mijlocul oamenilor, deci nu... pentru că nu ne e frică de oameni. Noi, în general, stăm între oameni și practic am avut numai cuvinte de laudă. Ceea ce facem, o facem cu credință și sperăm ca și noastră, prin mișcarea pe care, prin mișcarea politică pe care o faceți, să o urmați, și anume sunt câteva lucruri foarte simple. Și atâta timp cât, eu știu, sigur, nu sunt eu cel care poate să vă îndrume într-o direcție sau alta, dar pot să vă spun ce m-ar face pe mine ca în continuare să fiu alături și să... ce pot eu cu ce am și ce pot să susțin cu ceea ce am dezvoltat, ce am creat, ce am fondat, să susțin această mișcare. În primul rând, trebuie să vă felicit că odată, cu ghilimele de rigoare, odată intrați în lumea politică, ați intrat între cei bogați. Cei mai bogați oameni din lume, sunt, din România, sunt oamenii politici. Treaba asta nu se întâmplă numai în România, se întâmplă și în America, în Statele Unite ale Americii. Sigur că se pun semne de întrebare. Și asta nu spun eu, o spunea președintele Trump în campania electorală, în zonele de bogăție din zona respectivă. Acest lucru nu poate să funcționeze, pentru că oamenii politici care ajung, sau, mă rog, tind să ajungă la conducerea acestei țări, fie că sunt președinți, prim-ministri, guvern și așa mai departe, trebuie să înțeleagă că sunt servitorii populației. Deci, cei dintre dumneavoastră care o să ajungeți la conducere acestei țări, trebuie să înțelegeți că lucrați pentru cetățean. Cetățeanul este suveran și trebuie să-l ascultați. Iar unul din punctele principale ale la care Armis militează este schimbarea legislației din România, astfel încât legea să nu mai fie în favoarea guvernanților, ci să fie în favoarea populației. Astăzi, toți depindem de cei care sunt la putere. Nu-i corect. Ei sunt plătiți din banii noastre, din banii noștri, din banii tuturor, cetățenilor care muncesc, din banii celor din diaspora care îi trimit aici și așa mai departe. În același timp, un lucru la care milităm este ca toți cei care ajung la putere să beneficieze doar de sistemul public de sănătate. Astfel încât, cu siguranță înțelegeți sensul, vor fi obligați să investească în sistemul public de sănătate. În cazul în care nu fac treaba asta, să fie înlăturați de la, din pozițiile pe care le au. În același timp, asta nu e un lucru care l-am inventat noi. Asta este un lucru care funcționează în Singapore. Și eu cred că de multe ori nu e bine să reinventezi roata, ci trebuie doar să vezi ce funcționează și în ce țară funcționează și atunci să o faci astfel încât să poți să îți duci lucrurile mai departe. Dar atâta timp cât urmăriți aceste puncte, cu siguranță, nu numai în cazul nostru, ci mulți alții se vor aduna și vor fi alături de dumneavoastră. Obiectivul nu este de a forța orgoliu, ci de a aduna lume în jurul dumneavoastră, astfel încât să puteți schimba lucrurile. Astfel încât, de exemplu, toate instituțiile românești de stat să folosească minimum 99% produse fabricate în România. Să nu mai existe în instituții de stat românești produse din străinătate. Decât atunci când nu există absolut în România așa ceva. În felul ăsta se vor dezvolta și vor fi bani, vor circula și așa mai departe. Foarte important, se vorbește de mișcare de dreapta. Sigur că
Acum e un pic perimat statul social, după cum știți, mare invenție a secolului 20 și a cam terminat activitatea. Statul social a fost instalat în lume, taxe și așa mai departe, deci practic nici mai are, dar nu aici vreau să intru și să deviez discuția în direcția asta. Dar ce este extrem de important este să nu există derapaje, în sensul, sigur, când te gândești dreapta și având în vedere și cei care sunt în, eu știu, mai tineri și care își doresc lucrurile mai repede, să alunece în panta spre, eu știu, un anume naționalism, să spunem așa, dar nu naționalismul cel creștinesc. Și naționalismul cel, să spunem așa, ușor... acel naționalism care a dus în Italia în 2007 la dezastru cetățenilor români care trăiau acolo, din cauza unui cetățean de etnie romă, o crimă oribilă, 1 milion și ceva de români au avut de suferit. Așa cum s-a întâmplat acolo, trebuie să evităm să facem acest lucru aici. Sigur, cei vinovați tot timpul trebuie pedepsiți, dar întotdeauna trebuie luat om cu om și nu trebuie mers pe instituții sau comunități. Și la instituții să încercăm să evităm atacarea instituțiilor statului și să mergem pe indivizii care greșesc. Adică aceste instituții ale statului și dumneavoastră o să aveți nevoie de ele atunci când veți ajunge la putere. Este... că după cum ați văzut cu toții, cred că aici, nu cred că e cineva care... Încet, încet au fost atacate toate instituțiile statului, slăbite ca imagine. Sigur, pe greșelile lor. Au făcut greșeli mari. Dar asta nu justifică să greșim și noi, ca cetățeni români. Noi trebuie să înțelegem că sunt oameni care greșesc, că ei trebuie să pedepsiți, dar instituțiile statului, instituțiile fundamentale, cele care creează statul constituit, nu trebuie să afectate. Nu vreau să vă țin foarte mult, că vor urma, cu siguranță, foarte multe întâlniri. Vreau să-i felicit pe cei care au organizat și care lucrează pentru dezvoltarea acestei mișcări, care eu cred că prin sloganul acestei mișcări ne-am săturat. Eu cred că cam se spune totul. Vor urma foarte multe atacuri. Ideea este să trebuie trecut peste ele. Vor fi denigrați cei care sunt în conducerea acestei mișcări, cei care îi susțin, tocmai pentru a slăbi mișcarea. Eu cred că sunt între dumneavoastră și sunt convins oameni care au proprietatea morală și inteligența necesară, cu siguranță, să înțeleagă atunci când este vorba de un atac care are menirea de a duce la slăbirea organizației noastre. Și, în încheiere, menirea de a distruge ideea că nu mai se, că trebuie pus un stop celor care au condus țara timp de 30 de ani. 30 de ani s-au schimbat între ei. Cu mici excepții. Că sunt și oameni care își merită loc. Dar cu mici excepții, 30 de ani acești oameni au distrus cu bună știință această țară. Din 90 în 92 a fost distrusă 50, s-a distrus 50% din economia românească. A fost distrusă, nu privatizată. Iar între 92 și 97, 2000, să spunem, 70% din privatizări au fost eșuate. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că asta e o întâmplare, eu nu cred. Și, mă rog, am și cifrele și analizele făcute ca atare. Pentru a demonstra că nu sunt numai vorbe, cel puțin în mediile mele de comunicare media,
Deja în seara asta, de la ora 8, l-am invitat pe domnul George Simion la o emisiune pe care în B1 TV, tocmai pentru a anunța și publicului, ne aflăm într-o ascensiune, fiind singura televiziune de dreapta și prima televiziune în diasporă. Și, conform unui barometru al Uniunii Europene, principala sursă de informare a publicului de centru-dreapta. Lucru pe care l-am mai avut de-a lungul timpului, nu-i prima dată, și în 2005, și în 2009, am fost în aceeași poziție. Vom fi consecvenți ideii noastre și vă asigur că vom, atâta timp cât vom înțelege cu toții că legile din România, nu legile penale și legile... Că ați văzut ce gafă s-a făcut, da? S-a făcut un referendum pe legile penale, nepenale, ale unuia și altuia, dar poți să grațiezi un criminal care omoară fete și face trafic de carne vie. Bă, la poți să-l grațiezi. Dar conform referendumului nu poți să grațiezi un corupt. Trebuie și unul și altul să fie trădați la fel. Închei, că deja ne ducem prea departe și sunt foarte multe de spus. Mai multe diseară de la ora 8 pe B1 TV, vă așteptăm cei care, eu știu, sunt pe acasă sau sunt în fața televizorului, dacă nu o găsiți înregistrată. Din nou, mare onoare să fiu prezent aici și un susținător al celor care, cum să spun eu, neînfricați, efectiv, și oameni care i-am văzut, cum să spun eu, dând orgoliile la o parte, dar luptând pentru aceeași idee. Și vă rog să mă credeți, că eu am foarte mult de pierdut. Eu personal, din ceea ce fac. Din faptul că sunt aici și vorbesc. Eu nu pot să... Adică, efectiv am de pierdut. Dar nu mă interesează. Așa cum am făcut filmele, când toată lumea făcea investiții imobiliare, prin anii 2000, nu m-a interesat. Am pus toți banii pe care aveam, i-am câștigat pe Wall Street, vizibil, i-am pus în filme, iar aceste filme, șansa, bunul Dumnezeu, Maica Domnului, poate fiind născut pe 8 septembrie, odată cu nașterea Maicii Domnului, poate am avut această binecuvântare, toate filmele pe care le-am făcut, am avut șansa să câștige la cele mai mari festivaluri din lume și, practic, când spuneam România, spuneam, voi sunteți aia care știți să faceți filme. Filmul de autor, sigur, o să spuneți că, filmele alea triste. Filmul de autor este o formă de artă, nișă, nu este pentru marele public, nu e obligatoriu să placă la toată lumea, dar din filmul de autor se pot naște filmele mari. Toți mari regizori, Ridley Scott, de exemplu, întâi a câștigat la Cannes și după aia a făcut marile filme gen Gladiator sau și așa mai departe pentru marele public. Nu o să vă mai țin aici, vă mulțumesc mult de tot.